Bună, bine v-am găsit, suntem pe data de 20 mai 2022 și am zis să vă arăt un stup care îl aștept să intre în friguri, dar nu o să-l las să intre în friguri, ce am vrut să arăt, adică să vedem ce avem de arătat. Este o colonie de miere, adică o familie de albine producătoare de miere. Ea știe să facă miere și nu puțină, adică pentru staționar, nu mă refer la zecile de chile din pastoral. Am zis să arunc și o privire la el, să văd dacă totul e în regulă. Am dat eu pe aici colo foi ca să aibă de lucru. Probabil l-a și construit. Iată ce am vrut să arăt, adică ce am zis în filmul anterior, iată când puneți foaia a crescut în margine, o crește pe o parte, așa pe o parte o crește și după aia e surpriză la mine că a crescut și în partea cealaltă, dar fiind o colonie cu putere, adică are forță de lucru. Am să vă arăt miere, cum am promis, vă arăt și un pic de producție, ca să vedeți că se face miere. Fain, deja merge extras, iată, așa arată, rama e plină, eu zic că are vreo 4 kg acolo această ramă, iată, frumos, miere, facem și miere. Încă unele persoane au crezut că dacă nu prezint mierea, nu fac miere. Ba, fac și miere, cum să nu fac miere? Chiar frumos, pentru că stau acasă așa și fac și un pic de miere, e foarte fain. Adică, iată o altă ramă cu miere. Și aici avem ceva miere, tot așa bună de extras, tot așa vreo 3 kg să fie în această ramă. Și e căpăcită, deci e bună de extras. Dar o mai las încă vreo 4-5 zile. Uite, asta e o colonie de producție care face miere. O astfel de colonie îți ține 10 roi. Aceste colonii așa le place lor, iată, facă miere, cea mai are și puiet, dar e multă miere, mult nectar. O să eclozeze acel puiet și o să extrag miere. Bun, mai sunt rame cu miere. O să întrebați că nu o matca, nu va o aici, matca deja și-a făcut cuibul în partea opusă. Aici a devenit magazia de miere. Aici e foaia care am dat-o eu, în care a băgat, sigur, ce să bage altceva decât miere. Strălucește frumos, e numai nectar aici. Nectar. Dacă aș urmări să fac doar miere, atunci aș urmări astfel de colonii. Acestea n-au nicio legătură cu matca roșie, sunt mărci negre și le-am denumit mărci de miere. Acestea fac miere. Iată o altă ramă, după se poate extrage într-o săptămână. Aici are și păstură, tot, dar totuși o vom da la centrifugă, extragem vreo 2,5 kg de miere.
Deci această colonie o să-mi dea mie singură, cred că 20 de kilograme. Fără alte colonii. Eu nu fac medie, fiindcă această colonie nu pot să o compar pe una pe 10 rame care dă 2 kg sau 3 kg de miere. Mă refer aici la stațiune. Ia ca altă ramă, cu nectar. Și aici avem nectar bun de extras. Foarte fain. Acum să nu credeți că sunt adunate ramele de vreundeva, nu, asta e colonia. Deci nu. Și cuibul este în partea opusă. Această laza este, ea lucrează totodată, chiar dacă are, s-a zis, buzunar urs. A construit și foi, uite, 7 foi am dat. În continuare avem miere, deci aici voi extrage foarte multă miere. Haideți să aruncăm o privire la cuib. Cuibul pornește de undeva de la... s-a mutat pe ramă nouă. Da, am băgat și aici, da, am să vă arăt și puietul pe ramă nouă, da? Iată așa arată cuibul. Foarte frumos, albină pe ramă nouă și boci, da, avem și ceva boci aici, dar fiindcă s-a mutat matca, numai două boci avem aici, așa s-ar părea. Eu le voi distruge, știu că sunt boci provenite din cauza că matca s-a mutat cu ibul în partea opusă, nu sunt de roire. Sunt ceea ce le numea domnul profesor Rusu, schimb liniștit, eu nu le consider. S-ar putea să fie, s-ar putea, dar nu, dar nu vreau să le folosesc. În primul rând nu vreau să mulțesc această matcă foarte tare, am, fiindcă scopul meu nu este mierea. Iată, aici, tot mierea, acum înțeleg de ce are bocile, s-a mutat cuibul cu totul în partea, din partea opusă și aici avem doar miere, deci acea ramă a apărut acele boci tocmai din această cauză că matca s-a dus cu totul în partea opusă, dar ea avea loc aici. Acum îi dau puietul chiar acolo, lângă cuibuie. Iată o ramă, 4 kg de miere. Ia, ce frumusețe! Miere! Miere. Deci pot să zic că aici numai miere. Puietul s-a dus. Puietul e în partea aceea. O să-i dau rama cu puiet să-i clozeze aici. Și acum știu sigur că matca e 100% acolo. După ce voi extrage eu mierea de aici, o să împart cu o diafragmă și vin cu o botcă. Fiindcă la mine încă mai e până la salcâm, dar nu știu dacă o să mai facă așa multă miere la salcâm, nu știu, habar n-am. Astfel de colonii le țin doar ca să-mi suplimenteze hrana la roi. Să suplimenteze rama la roi, hrana la roi. Ia să vedem unde e matca. Eu știam că și-a făcut cuib în partea opusă, dar
știu eu. Dar aici e ceva pietroarvar. Foarte puțin. Prea multă miere, adică și la arvar foarte puțin. S-ar putea să fi dispărut marca, că eu i-am stricat bocile acum. Poate că ea aici a depus ouă, deci că trebuie extrasă mierea, e foarte mult nectar aici. Ia să verific și grama aceasta, cred că s-a blocat sărata și nu are unde să mai depună ouă. Asta este, acum se descurcă ea. Foarte multă albină nu mai este. Adică albină mai este acum, dar nu mai e puiet. Foarte puțin. Avem miere, deci asta e. Miere cât cuprinde. Bun. Deci iată un stup plin cu miere. El iernează undeva pe 4 rame. Cam asta e, să zic așa, capacitatea lui. Peste câteva zile vin, îl extrag. Extragă toată mierea și după aceea are loc să depună puiet, să se pregătească pentru iarnă. Mai am unul tot așa de miere, dar acela are puietul mai organizat și ramele de trâmpor nu face trâmpori, dar în schimb aduce 5-6 rame de miere. Deci acesta este stupul cu multă miere. Bun, chiar dacă matca va dispărea, zic eu, dar nu că este acolo, numai că este foarte restricționat acum, din cauza mierii. După ce voi extrage, va avea spațiu suficient. Bun, iată că facem și miere, și chiar destulă, sunt foarte mulțumit. Măcile, primele boci care le-am făcut sunt, trebuie să eclozeze, mâine verific dacă au eclozat, am al doilea rând și va fi bine. Bun, cam atâta cu filmele azi, mâine pornim pe nuclee, vom forma nuclee. Până data viitoare, numai bine!